Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum am zis în titlu, o să vă arăt cum puteți să câștigați niște skin-uri sau cel puțin un skin dacă nu vreți să faceți a doua parte dintr-un site pe care e totul legit, ca să înțelegeți, și este chiar ok, adică puteți să vedeți și că și-au făcut un event super mișto de Crăciun și da, puteți să intrați, aveți un link în descriere și o să vă povestesc despre ce o să trebuiască să faceți ca să vă dea acele skinulețe gratis. În principal, aveți acolo un cod pentru să-ți dea 0,55 dolari, știu, dolari. Codul gen, o să-l puneți, uite, chiar aici și băgați codul MZT frumos, da. Adică, dacă să înțelegeți, eu nu prea primesc cine știe ce, adică nu primesc mai nimic, să înțelegeți, dar totuși am deschis și eu niște nebunii și pot să zic că este chiar ok, chiar ok, adică nu sunt cele mai strălucite skinulețe, dar totuși merge, bun. A doua parte, dacă vreți să faci, să deschideți câte o cutie în fiecare zi, aveți aici cutii zilnice, dar fața la aceste cutii zilnice este fiindcă trebuie să îți schimb numele, cum ar fi Dark, cum e la mine Dark Killer, este, o să trebuie să spui K-Drop la finalul numelui și o imagine care să ți le adauge pe Steam. Așa o să poți tu să deschizi în fiecare zi niște cutii, dar aici depinde și de norocul tău. De asemenea, dacă ați vrea să băgați bani în acest săituleț, să aveți acolo o conștiință că banii ăștia o să-i pierdeți garantat, știți ce zic, adică este o mică șansă să câștigi ceva super wow, adică eu când am, gen, primul schimb pe care l-am luat a fost unul de 0,80 ceva de dolari, în fine, deci chiar, e ok, depinde și ce de asta, ce cutie deschizi, adică dacă te bagi tu și deschizi dita mai nebunia de 200 ceva de dolari, înțelegi, adică cum ar fi ăsta, știi ce zic? În fine, cu acei 0,55 puteți să deschideți cum ar fi ăsta de Crăciun, cutia asta specială de Crăciun, în care, bă, se află niște chestii super mișto. Da, sunt foarte multe nebunii, cum ar fi și asta cu banana, da, cu sake. Și da, sunt foarte multe nebunii. Ok, și mi se pare că mai este încă o cutie la 0,46 sau ceva de genul, nu mai știu. Dar, în fine, pe total, cam, da. Cam atât cu acest episod, sper că v-ați lămurit cu privire la acest site, că este tot un lucru și așa, și da, noi ne vedem pe data viitoare, pa, pa!